Subscribe-vă la un nou vlog pe canal. De data asta vom face un nou vlog cu Elsa. Știu că vă plac foarte mult aceste videoclipuri, așa că am zis, bă, de ce nu? Hai să mai facem încă unul și să vă mai arăt ce i-am mai luat și ce poze ne mai face ea zilnic. Momentan vedeți că este destul de somnoroasă, dar o să vă prezint eu mai multe chestii după ce se trezește. Dar da, nu uitați să postați acolo butonașul de like dacă vă place, dacă vreți să mai vedeți vloguri speciale cu Elsa, adică vloguri în care practic tot vlogul cap-coadă va fi doar cu Elsa și doar cu chestiile pe care le-am luat. Bineînțeles, a fost și ziua ei, i-am cumpărat niște chestiuțe pe care aș vrea să vi le prezint, așa că astăzi o să ne distrăm, Elsișoară. Da? Da? Bineînțeles. Bineînțeles că da. Doamne, deci ea doar urechiușile astea, dar acum e mult prea somnoroasă, în sensul că n-ai treabă cu ea, doarme, dar uite, e foarte pupăcioasă, deci asta e chestia la ea care îmi place foarte mult, faptul că, nu știu, te iubește așa, știi, te iubește necondiționat și e foarte, foarte drăgăstoasă. Ia uitați-vă la ea, n-are treabă, ea doarme și te și pupă în același timp. Da, trebuie să te mai spui puțin că ți-am dat așa cum îți apece și te-am murdărit, așa e? Te-am cam murdărit. Ai grijă că dacă cumva e să-i pui mâna pe burtică, nu-i place. Bine, din ce am înțeles, e unul dintre cele mai sensibile locuri pentru pisici și te și mușcă. Ia uitați-mă. Mă mai linge puțin, mă mai și mușcă. Oh my god, e prea scumpică. De ce prea scumpică? A dus-o la doctor și a făcut vaccinul, că trebuia să-i mai facă încă un vaccin. Și acum are 1,8 kg, e în creștere și s-a îngreșat Elsuța noastră, s-a mai îngreșat. Nu știu să-mi spuneți dacă vedeți o deosebire față de cum era înainte, cum ați văzut pe vlogurile anterioare. Foarte mulți dintre voi mi-ați spus că ar trebui să-i schimb alea care erau de plastic, nu ar fi foarte bune și nici sănătoase. Așa că am luat ceva de genul ăsta. Totuși încă mai sunt așa, mai are un pic de roz așa pe laterală, dar sunt din inox și am zis că asta ar fi cele mai safe. Și o să luăm de aici, uite așa frumos, pentru mâncărică. E bun? E foarte bun. O să trebuiască să-i schimbăm mâncărica, din ce am înțeles. O să trebuiască să-i luăm mâncărică pentru altă vârstă, pentru că acum are 3 luni și un pic. Pe data de 30 a fost ziua ei, deci puteți să-i spuneți în comentarii la mulți ani dacă vreți, dar da, n-am mai apucat să fac un video de ziua ei exact, dar nu e problemă. I-a zis, du-te bă de aici, lasă-mă să mănânc. Punem și niște apică, să aibă să bea și ea. Și ziua poate începe. Trebuie să vă prezint în momentul de față pe Elsa la vânătoare. Ce faci tu acolo? Ia zi. Care-i treaba? Plac atât de mult cablurile și în mare parte încărcătorul ăsta este preferatul ei, așa că i-am oferit acest încărcător cadou. Ce jucării de pisici, ce nebunii, cablul ăsta e nebunie, deci dacă îi dai cablul ăsta e cea mai fericită pisică din lume, ia uitați-vă. Deci n-ai mai treabă cu ea, cablul, da? Cablul îmi place. A, cablul îmi place, nu îmi place să mă joc cu jucării de pisici. Ce mă, jucării de pisici, ce sale? No, cablul de la încărcător e mai bun. Ce crede ea sau ce e mintea ei? Crede că e vreun șoricel sau ceva? Habar n-am. Dar, da, îi place foarte mult cablul de la încărcătorul meu Samsung. Nu, glumesc, bineînțeles, el am dat ei, dar eu i-am luat ei mult mai multe jucărele și o să vă le prezint în episodul de azi. Avem timp, dar cam asta face ea în timpul liber. Se joacă cu acest cablu minunat și mă nebunește efectiv că îl dă pe parchet și vă imaginați, noaptea stau și eu liniștit și dintr-o dată zbang, se aude cablul ăsta pe jos pe parchet, zbang, zic, bă, au intrat hoții, nu, n-au intrat hoții, este doar Elsa, da? De asemenea, domnișoara Elsa, dacă e să vadă ceva pe dedesubt, pe orice dedesubt, că se mișcă, nu se poate abține, adică efectiv nu, n-ai cum, deci n-ai cum să o potolești, ia uitați-mă, e cea mai mare vânătoare asta, cea mai mare, aoleu! Nu, că mă mușcă și de mână. Și fiți atenți că și-a dat seama că mâna mea e aici și vine și mă mușcă de mână aici. Zice, a, știu că tu ești care faci chestia asta pe dedesubt, pe sub pătură, și vine și mă mușcă de mână. Ia uitați-mă. Op. Ești sigură că l-ai prins? Ești sigură că ai prins șoricelul? E. Ia-te șoricelul. Ia-te șoricelul cum vine la tine. E foarte, foarte nervoasă, face fățuca asta așa, cu gurița deschisă. Și acum vedeți, a încercat să fugă, dacă bag din nou mâna pe aici, hop și ea. Și acum vine așa, țac, țac. Mai joacă și cu pernele astea, pentru că dacă eu bag mâna pe sub pernă, vedeți, am băgat mâna pe sub pernă acum, foarte, foarte curioasă, oare ce e acolo? Oare ce e acolo? Ia să vedem. Hopa! Unde e Elsa?
Unde este Elsa? Ia să vedem dacă o vedem. Ce face Elsuca acolo? Ia zi-ne. Hai, povestește-ne. Ai ceva afaceri? Ai ceva afaceri acolo? Ia zi. Uite, vedem. Opa, ce-ai făcut? Hai de capul meu. Ce faci acolo? Ce faci sub pernă? Hop. Și acum dacă fac așa, fiți atenți. Fiți atenți, da? Fac sunetul ăsta aici. Oh, ho, 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 ho. Pleacă de aici, pleacă de aici, reau. Pleacă de aici, reau. Vei? Nu-i convine să-i fac așa. Nu știu, cred că asta e singura pisică din lume la care nu-i convine să o scarpin. Deci uitați-vă ce nervoasă e acum. Voi observați? Este foarte nervoasă că o scarpin. Nu știu, în general pisicile adoră să fie scărpinate, și nu, frate, dacă o scarpin o enervezi mai mult. Ia uitați-vă. Ia, suntem pregătiți. Nu știm când va apărea, ne dă jumpscare-ul, fiți atenți. Și acum dacă fac așa, trebuie să o faci curioasă. Mamă, ce atac! Atacul bestiei nebune! Și acum a fugit, nu mai știm unde este Elsa. Unde-o fi Elsa? Hopa, ne pântește. Se uită pe după pernă, zice, bă, poate e acolo, poate nu e. Uite-l. Plusc! Oh my God, Doamne, ferește, ce vânătoreasă! Ce vânătoreasă! Stai-mă cu minte acolo tu! Stai acolo tu! Păi, de capul meu, visez urât la noapte! Ai, de capul meu, ăsta e nouă FNAF trailer cumva? Este nouă FNAF trailer cumva? Ce părere ai Elsuța despre activitatea aceasta pe care o faci în acest moment? Ești mândră? Așa, și acum să vă prezint ce a primit de ziua ei. Asta e una dintre jucăriile pe care a primit-o și momentan este jucăria ei preferată pentru că bagă lăbuța pe acolo printr-o gaură și place foarte, foarte mult. Ia uite Elsa. Ce zici? Ce zici de mingiuța asta? Îți place? Îmi place foarte mult. Însă vă arăt și chestia cealaltă. Mai avem câteva chestii pe care i-am luat de ziua ei. Uite aici e mingiuța. Ia uite-o. Uite mingiuță. Ce părere ai? Și are și un șoricel aici, știi? În caz că vrea să se joace și cu codița asta de la șoricel. Ia vezi, testează. Îți place? Îți place cum e? Hai că îi place și ăsta. Și mai este și ăsta de aici. Ăsta are doi șorici aici cu care se poate juca. Și ăștia scot un mic sunet așa. Și avem un șoricel mare aici care se bălângăne. Nu prea am văzut atât de interesată de jucăria asta. Acum depinde, știi, fiecare jucărie pentru fiecare pisică. Sunt unele pisici care reacționează la o jucărie mai bine decât altele. Ziceam eu că jucăria aia e preferata ei, dar de fapt asta e preferata ei pentru că, nu știu, are brațele astea, e un fel de păianjen. Și dacă îi fac așa, indiferent unde ar fi în cameră, dacă o vede, nu se poate abține. Deci uitați-vă și voi. Hopa, a luat-o și pleacă cu ea. Ce să mai, frate, că nici mă... Și am aici o oață și pot să plimb așa pe ea în genul. Dar uneori chiar am observat-o că ea se duce și ața asta în botic și fuge cu el prin casă. Și care pe ea în genul după ea. Bun, și am luat foarte mult șuricii de ăștia. Îi plac extraordinar și ascunde prin diferite locuri. Hop! Celul, ce zici de el? Oh, mamă, ce... Da, l-a luat și a fugit cu ele. Opa, ca fotbaliști, mă, ești nebun? A venit momentul să ne uităm și la desene animate și, bineînțeles, desenele ei preferate sunt Tom și Jerry, așa că, da. Data trecută v-am arătat și erați foarte mult surprinși că se uită, dar, da, e foarte atentă și stă acolo, vedeți, nici nu se clintește. Opa, ia uite, îi place acest nou șoricel. Ce părere ai, Elsa, îți place? Ești fericită cu acest mouse? Ia zi-ne tu. Este efectiv nebunită după șoricelul ăsta. Uitați-vă și voi. Mi-l ia din mână. Deci mi-a șoricelul din mână. N-ai treabă cu el. L-a luat în guriță și pleacă cu el. A zis? Doamne. Și faza e că le ascunde, mă, frate, și nu le mai găsesc după aia să mă joc cu ea. Bine, ea știe unde sunt în continuare, vă dați seama. Dar ideea e că doar ea știe unde sunt. Nimeni altcineva. Lasă cutia aia.
Acolo e studio pisicii și acolo e ea acum și își face videoclip sau ce își face ea. Uitați-vă cum stă la ușă. Încă n-am apucat să pun nanolifurile și bineînțeles că unul dintre locurile ei preferate este, ghiciți unde, pe un încărcător și pe niște cabluri. Așa este, Elsa? Da, știu. Ia-te, uite-te-le. Uite ce rei. N-ai tu ce să-i zici. Îmi place să fac astfel de vloguri pentru că putem să vedem evoluția ei, să vedem cam cât de mare se face, cum arăta ea când era mică și chestii de genul ăsta. Dar da, cam ăsta a fost episodul de azi. Sper că v-a plăcut. După cum vedeți, este și ea destul de somnoroasă, așa că o să o lăsăm să se culce. Dar da, cam atât a fost pentru azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!